Doamnelor și domnilor, bună seara. Sunt Margareta Răducanu și vă prezint emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitatul din studio este protoreul Vasile Ciobanu, parohul bisericii cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni. Bună seara și bine ați venit bună la noi. Bună Mă bucur că ați găsit timp și ați venit să discutăm în această zi despre Săptămâna Patimilor, Săptămâna Mare, începând cu Ziua de Florii. Este ultima săptămână a Postului Paștilor, de la Sâmbătă lui Lazar cum se spune, și până în Ziua de Paști. Așa. Vreau să vorbim cum se cuvine să petrecem această săptămână și care este semnificația fiecărei zile din această săptămână, pentru că știu că se spune că este Lunea Mare, Marțea Mare, Miercuri Mare, Joia Mare, no. Vinerea Mare, Sâmbătă și Duminică. Și să mai discutăm despre tradițiile și obiceiurile acestei sărbători frumoase. Doamne, ajută! Deci, ca să simțim ce se petrece în săptămâna aceasta, trebuie să ne axăm la modul cel mai real și mai direct la evenimentele care se petrec evenimente istorice, evenimente care au avut loc și care noi creștini ortodoxi le trăim și mai ales trăim în Sfânta Biserică, care pas cu pas trăiește aceste zile într-o vibrație de rugăciune și sentiment pe care trebuie să le simțești găsindu-te acolo, uh -huh. de fapt, în sânul bisericii. Evenimentele care se produc imediat după ce a intrat cu mare glorie în cetatea Ierusalimului Mântuitorul, cu tristețea lui pe care știa cât de bună, merge, bună, voie merge la această patimă. Săptămâna întreagă se numește Săptămâna Mare. Este un timp cutremurător în întreaga istoria omenirii. Este un timp care întoarce istoria la 180 de grade, istoria universală. Și imediat ce trece și este aclamat de, mai ales de copii, Osana, cel ce vine într un Domnului, este mustrat de farisei, mă rog, ca întotdeauna este stăteau împotrivă. Și merge imediat unde? Merge la templul din Ierusalim. Cu ce scop? Cu scopul să răstoarne mesele zarafelor care schimbau acolo monede și au făcut uh, peșterii de tâlhari, cum s-a exprimat Mântuitorul, și uh -huh. a răstornat mesele lor, căci au pângărit cu totul templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Uh, după aceasta uh, urmează trădarea lui Iuda pactului cu Sinedrionul, care era gata să-l omoare pe Hristos, căuta doar motivația și mai mult decât atât să-l omoare și pe Lazar, care era înviat și aceast, acest moment a ridicat popularitatea lui Isus la maximum. Și pregăteau acest complot de omor. Iuda a complotat cu ei și a primit 30 de arginți. Mai departe va urma Joia Mare, care va fi o cină de taină împreună cu cenicii săi, de fapt sărbătorind Paștele, însă este un moment de cotitură, deoarece jertfa animalică care se ducea în Vechiul Testament este oprită, profețită dinainte, la mijlocul săptămânii va înceta jertfa și de acum se, aduce, se va aduce o jertfă a iubirii supreme pe sine însuși pentru mântuirea semenilor ca om și ca Dumnezeu, viruința supra morții. La această cină de taină vor asista toți cei 12, inclusiv și Iuda. Și se va comporta cu o, cu o ipocrizie nemai văzută, deoarece când Mântuitorul a spus că cineva dintre voi mă va da, și el întreba, așa cu o naivitate prefăcută, oare sunt și eu acela, Doamne? În momentul în care Iuda a îndrăznit să se împărte și, și cu ceilalți dintr-un vas cu Mântuitorul, în acel moment, spune Scriptura, a intrat satana în el. Deci împărtășania este de două feluri. Cei cu inima curată se împărtășesc pentru viață, cei cu inima vicleană, fariseică, se împărtășesc spre o sândă. Același lucru se petrece și cu creștinii de, creștini de astăzi. Desigur că da, conștiința trebuie să fie trează în acest moment. Și sufletul curățit la maximum prin sinceritate, prin mărturisire, prin pocăință. Și atunci Mântuitorul spune, pleacă, fă ce ai de făcut mai repede. Și s-a dus. <coughs> În, în această zi, dacă revenim la ziua de azi a bisericii, este sfințit Sfântul și Marele Mir de către patriarhii, bisericilor locale, din 40 de uleiuri eterice diferite. Uh -huh. Este o sfințire deosebită, simbolizând harul Duhului Sfânt și folosindu-se doar la botez, la taina mirungerii uh -huh. și la sfințirea bisericilor noi, la sfințirea jertfelnicului. Acest, deci enoriașii ar fi bine acest, să asiste acest, la... Enoriașii uh, oricum asistă uh -huh. când e vorba de botez și de mirungeri, doua taină după botez imediat. Și la Sfințirea bisericii la fel. Uh -huh. Dar această sfințenie este ceva deosebit care se face în această joie mare. Ziua centrală a acestei săptămâni, ziua de cotitură. După aceasta va urma arestul Mântuitorului. Înainte de aceasta va face o rugăciune în singurătatea sa, deoarece cei trei apostoli care au fost chemați, Pietru, Iacob și Ioan, n-au mai rezistat, au dormit în repetate rânduri n-au mai fost solidari cu el în slăbiciunea lor ominească, iar el s-a rugat cu transpirație de sânge părintelui să treacă acest pahar de la el în, în ominitatea sa, în slăbiciunea umană. Și imediat s-a resemnat și a zis să nu fie voia mea tată, ci precum voia ta. Și noi de atunci zicem tot așa, fiindcă uhum. aceasta este benefic pentru noi. Și iată că au venit să-l aresteze cu furci, cu săpoaie, cu lanțuri, cu arme peste o mie de inși, înfricoșați deoarece știau puterea lui. Și el mergând de bunăvoie, când au întrebat cine este el, eu sunt același, a ieșit în fața lor. S-au prăbușit toți la pământ. În momentul acela, sărutul lui Iuda, care a fost a inspirat pe mulți pictori această ipocrizie, da. culmea trădării, sărutul pe obraz, ca să indice care este el. Și iată, a mers de bună voie mai departe, cu toate că a declarat, eu aș chema 12 legiuni, legiuni de îngeri de la tatăl meu ca să mă apere, Dar așa trebuia să meargă, să, să dea lecție lumii de o iubire supremă, necondiționată și nemăsurată pentru noi. Și iată așa a procedat Dumnezeu cu noi. Mai târziu urmează și sâmbăta aceasta, uh -huh în pauza aceasta a tăcerii dintre răstignirii de Golgota și culmea Calvarului și înviere. Când Dumnezeu nostru viu și dinamic nu stă nemișcat ci merge, după cum zice tatăl meu lucrează și eu lucrez și acum și merge la spargerea porților iadului ca să aducă lumină și speranță celor care au acolo. Această icoană, unii părinți o numesc icoana neegoistă, icoana, adică unele icoane reprezintă pe Mântuitorul învind singur. Uh -huh. Această icoană este expresia de plină, deoarece este solidar cu ceilalți oameni și iată îi scoate din porțile iadului pe Adam și Eva, protopărinții noștri. Deci este o icoană solidară, adevărată iubire, nu numai pe sine s-a înviat, ci a dat perspectivă întregii omeniri. Și iată această imagine o vedem Acum frumos pe ecran și o propun să o savureze și toți ceilalți. Aceasta este imaginea învierii, aceasta este biruința asupra morții și aceasta este lecția că moartea nu are putere de plină. Și uhum. ea este biruită și dăruită nouă ca să trecem dintr-o energetică stricăcioasă moștenită de la întâi Adam spre o energetică luminoasă, ceea ce se numește și suflet, în care se îmbracă de la botez în perspectiva luminii cu care se va îmbrăca omul după înviere. Aceasta este credința noastră, aceasta este speranța noastră, aceasta sunt momentele pe care le trăim aievea, și aceasta ne dăruiește optimismul cel mare, care îl spunem în crez, ultima frază a creștinului este așteptă învierea morților și viața veacului ceva să fie. Ceilalți sunt secundare. Nu mă tem de nimic, de nimeni și nici chiar de moarte. De păcat, da, de păcat trebuie să ne temem pentru asta să răstigne Hristos. Dar totuși, fiind săptămâna mare, oamenii în decursul anilor au preluat niște obiceiuri și tradiții în această săptămână, în fiecare din aceste zile, ce trebuie să facă. Și pentru oameni este important, pentru enoria și este important în fiecare zi, mai ales că aceasta se transmite de la bunei, la copii și la nepoți. Lunea wow. se spune că se începe femeile în casă, începe a face ordine prin casă ca să întâmple wow. pe Dumnezeu. Sărbătoarea că... vine după aceea în joia în joia mare se coace cozonacul da. și se vopsesc oule. Da. Asta la fel este o tradiție transmisă Poi, din... și în sâmbătă spre duminică se duce cinei mai harnic, se duce să sfințească ouăle și cozonacul sau pasca. Da. Aceste tradiții care cu timpul s-au mai adăugat obiceiuri aceste. Ele sunt deci Tradiții avem, nu le avem tradiții sănătoase și avem superstiții, care mm -hmm. sunt tradiții bolnăvicioase. Există o parabolă... avem superstiții. Desigur că da, desigur că da. Biserica luptă cu asta de 2000 de ani și nu le poate iberui definitiv până la urmă. Există o parabolă în Evanghelie unde Domnul spune așa, Dumnezeu, un om a sădit greu frumos, dar printre el peste noapte a crescut neghină. Doamne, au venit slujitorii, tu ai sădit greu frumos, ai semănat. De unde e negina? Păi un om Rău a venit și a Dar zice: Nu atingeți negina, lăsați-o să crească, să nu rupeți cu ea și greu. Și când se va coace, negina o să vă la foc și greu, n-am bare. Uh -huh. Este vorba despre oameni, drepții de-a dreapta, în lumină, și păcătoșii la stânga. Cum sunt împart lucrurile în lumea aceasta. Deci, clar că printre tradiții sănătoase, care de fapt este uh, uh, cozonacul acesta care simbolizează trupul Domnului, Uh, oul roșu, care simbolizează mormântul din care. Uh, din găoacea aceasta, când sparge puiul, fix cum s-a spart mormântul Domnului, s-a dat piatra la o parte și a înviat de acolo. Deci simbolizează viață. Iar culoarea roșie simbolizează sângele pentru spălarea păcatelor omenirii de la Adam cel din tâi și până la cel din urmă. Jertfa iubirii adusă de Dumnezeu și omul desăvârșit Isus Hristos, cel fără de păcat. Dar la aceasta se adaugă multe de toate, unde uh -huh. se mai adaugă monedii, se mai spală cu apă de față, astea sunt deja, deja, Astea sunt deja superstiții adăugate. Este folclor pur, care <laughs> care, să vă spun așa, tulbure limpezimea și cristalinul acestei sărbători și mai aduce niște neghină printre grâu, știți? Uh -huh. Biserica se lupte cu astea de 20, de sute de ani, dar nu, știți că nu reușești, uh, iarbarea crește repede fără să o îngrijești, da, iar grâul și, și, și strugurile necesită multă, multă transpirație. De aceea uh, trebuie să deosebim clar între tradiția sănătoasă, motivată, scripturistic și tradiția care s-a adăugat așa de la sat la sat, de la, că e o mulțime, se deosebește și impurifică atmosfera aceasta a sărbătorii. Apar niște elemente de fală, de Chiar păgânești, goană, chiar, păgânești, păgânești, păgânești uh -huh. chiar păgânești, da, dacă ajungem la pașile blăjinilor și uităm că este în primul rând o, rugăciunea, da, pomenirea okay, și parte. solidaritatea noastră umană cu ei și cu cei de aici și cu cei de acolo, transcendentală, vie, Uh, unii o petrec în beție și mâncare și băutură și atâta. De fapt, îi fac aceasta anul împrejur și deosebire nu simt în ceea ce se petrece deosebit în ziua și alte zile ale anului care le-au împălmășit mințele și simțirile. Da, da, lucrurile ca, să, ca să rămânem tot aici la săptămâna. Să rămână în cele luminoase și sănătoase. Da, Spuneți-mi, iată, acum foarte mult, deja oamenii au mai renunțat să urmărească această tradiție să coacă în familie, cozonacul și pasca, mă rog. și se cumpără. La, avem și multe fabrici de panificație care oferă, este cerere, este și ofertă. Ne oferă cozonacul și pasca la uh, teșghea. Cum e totuși mai bine creștinește? Să o pregătim acasă, cu familia, cu mama, cu bunica sau aici nu, biserica nu are nimic de spus? Eu sunt ultima generație care a văzut sezătorile, a văzut ora satului, a văzut cum bunica cocea în cuptor cu lemne, cum semna cu semnul crucii pânica că nu o putea, cum o semna iarăși cu semnul crucii când o scotea de acolo și era totul, hai să zicem, ecologic, foarte ecologic, sănătos. Acum, ingredientele care se face până nu mai știu dacă este aceea care mai este, că e cu conservante care să nu, să nu mucezească, etc. Și e făcută într-un mod industrial, așa, nu mai știu dacă la lemn sau la gaz. Da, mă rog, oamenii se acomodează, ei trăiesc la etaj, sărmani, nu mai au cuptare, nu mai au au role, au un altă. Sunt mulți care fac acasă. Da, mai sunt. Da. Și noi, uh, se ostenirează. Și asta, fie încă fie ceva fie adăugat la, la sărbătoarea familiei, căci și când mama. Pâine albă coace. Mm. Da, nu mi-amintesc aceste versuri, mm. dar noi, cântăm, noi jucăm frumos. Mm -hmm. Pentru pace, pentru, pentru pace. pace. Pentru pace, mulțumim frumos. frumos. Ja, vedeți, asta e idealul dacă da. nu greșesc, Dumnezeu să-l odihnească. Deci, ceva foarte frumos că mama pâine albă coace. Mai are lui Silvia Grigori, o, un cântec despre hulubii coace, mm -hmm. mama în hulubii, da? Deci, deci ar trebui sunt totuși lucruri să să dulci, lucruri. Să o coacem acasă ar fi mai frumos, mai bine, mai cald în familie, cu un moment de solidaritate de trăire, de amintiri frumoase, de nostalgie de din familie, focul da, cu de familie. dulceața copilării, de a, de a păstra căminul familiei, familie. sigur că da, de la modul cel mai direct căminul familiei, care arde și coace pâinea și hulubul și care rola și cu micro cu totul a, și, și o, o, un alt fenomen care a apărut, tot după părerea mea exagerat, când mergem să sfințim aceste uh, ouă și pasca, cozonacul, foarte mulți acum în Moldova au transformat aceasta într-o prezentare a tuturor produselor pe care le au în casă și le duc să le sfințească. După mine, nu știu, spuneți dumneavoastră, uh, părinte, uh, cu ce trebuie să mergem să, uh, să sfințim și care sunt cele mai principale alimente păi pe care trebuie să le ducem la biserică am, în noaptea în În primul rând, în acest cozonac, care în Moldova numesc Pasca, pe urmă, roșii neapărat, da? Ei, un păhărel de vin, uh, și mielul Pascal. Sau un fragment mm -hmm. din un el fragment, acolo, da, care este jertfa lui Dumnezeu mm -hmm. pentru atât. iubire. Și cam atât ar fi să fie, deoarece din acestea se gustă. Omul care a postit 40 de zile sau 50, care tot postul pe pare, misile, pare mm -hmm. 40 de zile, paresimile plus încă săptămâna patimilor, el deja stomacul s-a cumințit și doar savurează ceea ce este pe masă, nu s aruncă așa cu totul. Cel care nu, înseamnă că frâna nu mai există și nici plăcerea și nici savurația respectivă. Mă rog, deci la noi cu fala goală și cu fudulia lucrurile stau cam rău, deoarece mesele astea de 3-4 etaje, da, abundențe, Popioase, pământul uh -huh. rodește frumos, dar la modul practic unii străini vin și se cam miră că nu se consumă, adică mai mult se aruncă decât se consumă. Uh -huh. Dar fuduria jufala, goara, deci, și fa la goamne. Deci, aici efectul, avem și păcatul da. că nu respectăm Sigur că da. mâncarea și o Până alucăm, la urmă ne ba, ba, ba batem joc de bunătățile care le dăruiește Dumnezeu pe acesta. Și ar fi să fie o măsură, așa, decentă în toate cât facem noi. Măsura e foarte bună. Că și mierea, dacă o mănânci mult, mă îți face rău îți nu face așa. Nu e cum să mai mănânci să bei fără măsură. Uh, aceasta, da, nu s-ar cuveni la biserica aceasta, asta este sfințenie pentru gustare și pe urmă și celelalte, dar încep cu aceasta, nu? Uh -huh, uh -huh. Și atunci alt sentiment. Uh -huh. Mai duce cineva și sare, am văzut că e o Sarea, și sare. Pâinea și sarea simbolizează bunătate, bucurie, ospitalitate, pelșug în casă, da. Uh -huh. Și Dumnezeu ne numește pe noi creștinii, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Uh -huh. Vreau să vorbesc despre focul haric, lumina aceasta care se aduce la noi de câțiva ani, de 8 ani. A 15 se... ani, dacă nu greșesc, anul ăsta va fi. 15 ani, nu 15... Anul, 15 fi. ani da. Spuneți-mi, vă rog, aici, cum vedeți um, um, cum ar fi trebuit să, sau cine ar fi trebuit să fie, că astăzi am văzut că foarte multe se discutau și pe rețele de socializare, oamenii care merg în afară de Patriarhul Vladimir, care merg în Mitropolitul Vladimir, Vladimir uh, merg să aducă focul haric. Ar, este aici un element care ar fi trebuit să mai fie cineva în echipa aceea: și să duc și deputați, să duc și oameni păi de afaceri. E tot omul creștin botezat, indiferent ce post ocupă, începând de la pescarj până la general, are acces egal, în, măsură, în egală măsură, depinde de starea inimii sale, de conștiință, uh -huh. de sinceritatea sa. Uh, am avut și eu ocazia răposatului Episcopul Dormi Domnul Dumnezeu să-l odihnească, m-a inclus într-o echipă de pelerini în 2008 și pe neașteptate am plecat și eu acolo. Apropo că uh, pașaportul ne expirase și cu două zile înainte zic băia să-l să prelungesc, eu neștiind că voi pleca. <laughs> și imediat mi s-a propus și pașaportul era mm. deja. Am avut acest noroc de la Dumnezeu. Și deci am fost martor acolo. A venit patriarhul, s-a rugat doar 10 minute și culmea că focul a apărut în aceste străluciri albastre, cu uh -huh. fulgerii acestea de nedescris, în acest triumf pe care mai ales îl cântă arabii ortodoxi, care ei se manifestă în mod oriental, așa, cu tamboruri, cu uh -huh. uh, instrumente, cu da, strigări. este spectaculos momentul Extraordinar, de da. Și la Patriarh s-a aprins și culmea că s-a aprins în alte extreme la un băiețel și câteva femei care erau înghesuite acolo. Și e concomitent în două extreme s-a prins. Și pe urmă am prins noi ceilalți și ce pot să spun, că am auzit, și eu, că e foc neobișnuit, care nu arde, luminează și nu uh -huh. frige. Și l-am dat și eu pe barba așa, și nu doar 5 minute, l-am dat așa vreo 15 minute, să știți, niciun de diferit, absolut straniu, dar minunat că nu s-a întâmplat nimica. Și pe urmă, când am ieșit, am văzut și acea coloană care la 1700, nu mai țin minte în ce an, erau autoritățile turce acolo și cum Armenii dreptul de a intra. Uh -huh. Ortodoxii stăteau la, la intrare și patriarhul plângea la intrare acolo. Și focul n-a ieșit acolo, a ieșit aici la ortodox și a spart coloana de marmură, care este spartă până în ziua de astăzi. Uh -huh. Deci lucru este o minune dăruită de Dumnezeu nou, spre bucurie, spre întărirea credinței, spre împodobirea acestei sărbători incomparabile a învierii, de care se bucură întreaga ortodoxie. Uh -huh. Și dacă o aducem, nu facem fetiș din ea. Că depinde de starea inimii noastre cât de sincer suntem să ne apropiem de Sfințenie. Sfințenia poate fi și pângărită dacă te apropii așa, ca să iei ceva, descântec ceva, mai știu eu, ce vrăjeală. Nu este o vrăjeală, este o minună a lui Dumnezeu. În ziua de azi avem lumea modernă, avem, ne caracterizăm prin goana aceasta, viteza haotică, după da. care tot ceea ce reprezintă viață de zi cu zi înseamnă ritm alert, înseamnă ne naștem cu viteză, trăim cu viteză și murim cu viteză. Cum considerați? Unde ne grăbim noi și din ce cauză lucrurile? Chiar și în sărbători sunt, nu știu cum, percepute ca toată lumea aleargă pentru a pune pe masă Toată lumea, orașul împânzit în zilele da. astea, în săptămânile astea de mașini de, Dar mie îmi pare că până la urmă la suflet, la ceea ce este pur, curat, nu ne gândim Păi ce dacă nu dorim aici? să luăm lecții de la străbuni Încă străbunii noștri latini spuneau Festina lente, grăbește-te încet Uite la soare, niciodată nu se grăbește Domnul nu îl grăbește Străbunii noștri mergeau cu carul cu boi Și priveau la soare și nu aveau ceasornic Și nicăieri nu întârziau și pe toate le reușeau. Noi avem viteză, mașini, avioane supersonice și ceasuri la mână și nu reușim nicăieri. Asta Suntem stresați total și asta Ne, ne consumă, stresul Absolut și ne consumul ne și relațiile noastre le răstoarnă și toate sărbătorile le, le răstoarnă. Uh, trebuie să, să ne concentrăm puțin, să punem așa o, o frână uh, și să mergem în ritmul acesta pe care, pe care îl propune Biserica Ortodoxă. Ai ajuns la șapte zi, te duci ca cerbul la apă limpede, oprește-te, concentrează-te, cercetează-ți sufletul, simțile, conștiința, asanează sufletul tău și pornești iarăși încă. Adică cum mai spune o caterină, tu să înțeleagă, uh -huh. mai încarci bateria sufletului tău la priza lui Dumnezeu acolo că se descarcă, da? da? și, și mai ai o în săptămână, în da? Dar să știi ce înseamnă, te mai oprești, mai cugeți, te mai concentrezi asupra ta, mai faci legătură transcendentală cu existența veșnică, cu Dumnezeu. Și atunci îți mai da seama cine ești. Era într-o goană aceasta, da, timpul se comprimă, are așa o proprietate, timpul se comprimă și e, precum o mașină ar merge la început în cer și pe urmă este în viteza maximă înainte de a se tampona. Și cu asta se termină, nu? Și viața noastră observăm după o perioadă de vreme, după 40, observ că e, timpul se comprimă și pentru mine personal. Adică observi, luni, sâmbătă, luni, sâmbătă. Da, uneori nici lunile, uneori nici alu timpului nu-i mai prins. Uh, și asta este stresul zilei de astăzi deci unicul refugiu cred că ar fi în Sfânta Biserică fiindcă ea ne dăruiește un ritm extraordinar de echilibrat, axat cosmic chiar și Paștele este axat pe calculații uh -huh. astronomice adică după da. echinocțiu de primăvară uh, luna plină peste o săptămână, etc. este calculat foarte uh, bine și nicăieri nu se grăbește nici, uh, const, nici rotația constelațiilor, nici soarele Dumnezeu le-a pus așa să meargă decent Omul se grăbește și pierde foarte multe în graba sa. Uh -huh. Deci asta este o caracteristică a timpului modern care trebuie să ne... Care ar fi rețeta, care... recomandarea ar fi duceți-vă la biserică și intrați în, intrați, nu în anul ăsta vertiginos al agonisirii și al consumului. Intrați în anul bisericesc, este foarte bine măsurat cu posturile cele de pistean, uh -huh. cu sărbătorile cele decente, cu ceea ce se cântă și se spune acolo, cu legătura cu, cu transcendentalul și cu eternul, cu veșnicul. Și atunci anul bisericesc începe în septembrie, apropo, apropo cu nașterea Maicii Domnului, uh -huh. da. Vorbit, cea nou, și termină te cu adormirea ei care nu este doar adormire, ci este înălțarea ievei într-o slavă. Da, apropo de post, ați menționat acum, acesta este postul cel mai strict da, de peste an. Iată o tabletă împotriva stresului. Da. Cum, da. ar, cum ar trebui să fie ultima săptămână din postul acesta? Ce ultima trebuie să... săptămână ulti... este, este mai mare, strictă, de fapt. Cum ar trebui da. să se alimenteze oamenii? Ultima săptămână este mai strictă. Fiecare măsura sa. Desigur că monahi au regim mult mai strict, mirenii au regim mai slab, respectiv femeile însărcinate, bolnavi, etc. sau o femeie care alăptează, Biserica nu constrânge, uh -huh. Biserica sfătuiește, recomandă și cheamă, și Dumnezeu uh -huh. se oferă, nu dictează. Dar, desigur că aici, în evenimentele acestea cu tremurătoare, a trădării, a răstignirii, a cutremurului, a, a, a acestor evenimente transcendentale ca să simți sigur că trebuie să te concentrezi și asupra trupului și asupra sufletului. Trupul face efort de voință, omul omului de caracter și abstinența aceasta face bine. Postesc oamenii în mod diferit. În zilele acestea, unii mănânc o dată, pe zi alții niciodată, pe zi alții țin post negru, așa numit, adică total... Da, dar trebuie să știe că în ziua de duminică este cam periculos să începe a mânca totul copios că, pentru că când se face... Deja, când când după, deja după sfințire? Sfințire, da, da, Sigur că da, dar și medicina ne spune aceasta. Uh -huh. Dar biserica din, din viacuri spune că îmbuibarea pânjului este e, începutul păcatelor și a dezechilibrului și al patimilor rele și orice se pornește în om. Deci orice mănânci mult face rău. Am zis chiar și mierea de albine mier, peste da. măsură. Sau nu mai zicem de băutură și mâncare. Deci peste tot trebuie măsura. Și oamenii care au trăit mult. Mult pe pământ într-adevăr știau măsura. Asceții, marea, nahoreții, pustiului, sihaștrii, ăștia sunt lecții vii pentru noi. Ce înseamnă măsura omului de caracter care știe uh -huh. să trăiască spiritual mai întâi și pe urmă cu stomacul și cu celelalte. Deci trebuie să meargă totuși creierul și capul înainte și stomacul puțin mai în urmă. Și toate vor fi echilibrate și fizic și spiritual. Mai este un element, un fenomen, aș spune eu negativ, în societatea de azi, că se promovează uh, precum că ideea că un om realizat ar fi un om care are bani, care are o casă luxoasă, care are mașină și care are titluri sau, uh, sau, sau o postură, un statut uh, sau o funcție înaltă. Ceilalți oameni care nu prea au bani, care nu și reușesc uh, să-și obțină mașina cea de lux mm. și casă, sunt nerealizați. E, și... Aici probabil se încalcă foarte grav starea aceasta A bogății spirituale a fiecărui om Că nu contează de păi, banii pe care si. ai Contează ceea ce ești în interiorul tău Cum vedeți acest fenomen negativ? Din... Cum păi poate iarăși el... trebuie să învățăm ceva de la străbuni Străbunii noștri latini spuneau Memento mori, momentul morții Sunt Vasile cel Mare în secolul IV Îmi spune cea mai mare filosofie pe lume Este gândul la moarte Este gândul omului serios și realist omului pragmatic, care oricum știe că va veni sfârșitul nu? și își aranjează în așa fel viața, ca la urmă sufletul să fie echilibrat, conștiința curată, păcat cu Dumnezeu și cu oamenii. Și asta înseamnă și sănătate somatică, fizică, nu numai, spirit, nu numai spirituală. Ei, acești care își agonisesc într-o goană... Ca, Mă rog, întrecându-și unii pe alții că invidia uh -huh. este mare, să nu rămână în urmă. Despre aceasta, Dumnezeu zice: Nebunule, nebunul, În seara aceasta voi veni după Sufletul tău și ce vei da tu? Dacă vei câștiga lumea întreagă Sufletul tău, ce vei da în schimb? Păi asta este. Eu am avut mulți oameni care își făceau proiecte uh -huh. la spovidanie uh -huh. și i-am cunoscut. Dar peste trei zile i-am dus la cimitir. Uh -huh. Și aveau mașini. Și aveau. Dar ce n-aveau? Și au azi. rămas cu 2 metri, nici aia nu sunt a lor. Vezi, noastră. Deci, cugetul sănătos, serios, și treaz, de, de, cu discernământ, întotdeauna știi că cu mine nu voi lua nimic. Avem un mare exemplu din istorie, se da, spune că Alexandru cu citar, Macedon după ce a cucerit. Discriminarea aceasta oamenilor săra, care sunt mai săraci nu se pune ca valoare adică, bogăția spirituală, din păcate. Eu aș zice că chiar și schimbarea modii prea des, să nu este o necesitate pragmatică. Este un moft al oamenilor bogați care nu mai știu ce să facă cu banii uh -huh. și mereu își fac defileri de fashion și asta. Și Sau nu creare mai știu unui model. Ce. Și sărbani de... și ei ca să dovedească care pe brânci, care pe așa, dar este o goană nebună a pierderii timpului, uh -huh. arderii timpului care este foarte scump, nu se schimbă pe nimic, nu se mai înmulțește, nu știi cât ți-a rămas, da? Și atunci trebuie să te gândești, frate, și iarăși duminica când te duci îți dă această, această, pauză spirituală pentru reflexie. Pentru ca să-ți vină în fire, omule. Stai, stai, că pământul se învârtește tot la fel. Și vedeți, neastră, asta în toate poveștile populare, în toate culturile, uh, se, se blamează goana aceasta a consumului, a omului pustiu, a omului care rămâne cu nimic până la urmă. Și rămâne și blestemat de alții, și rămâne și invidiat de alții. Și mai rămâne și cu pistolul lângă dânsul, și cu bodyguard și cu cânci care nu-i ajută nimica. Că cea lângă poartă îl, îl omoară cineva, da, până la urmă. Și, și avem din astea foarte multe exemple, da, sau o termină la închisoare, sau o termină... Deci, ha, dar... A, e, se întâmplă ceva la noi pentru că cei ce spun, nu, nu o spun în zadar. E sunt, bună bogăția. Sunt, 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 sunt doar situații foarte multe la noi în societate când și-au făcut nunți, au, au prins iarăși, au luat și bani -au din bancă și s-au despărțit după asta. Sau cu minu. mătrii și păi. zile de naștere au luat 65 bani sau sau au, s -au le trimit banii de peste hotare ca să stea copiii prin baruri o, și instituțiile astea. De da. asta vorbesc că este Dacă nu ceva. investești în spiritual, investești în temporal și temporalul de minte până la urmă. Iar spiritualul ține de eternitate, care este ceva în care dacă ai investit, este al tău. De atâta zice Marta și Maria, două surori mm -hmm. lui Lazar. Marta făcea o spăț mare, Maria stătea și l-asculta, cu respirația oprită. Marto, Marto, de mult te îngrijești, dar de un lucru este nevoie. Și Maria și-a luat ceea ce nu se va lua de la ea. Mm -hmm. Maria savura hrană spirituală despre faptul că există veșnicia, că există viața, că ea nu se oprește, că ea trece într-o formă alta, dacă vorbim la modul fizic, fiziologic și așa mai departe. Viața nu se oprește niciodată. Trece într-o formă alta, dintr-o energetică în alta. Uh -huh. Din una stricăcioasă în una nestricăcioasă, cum spune biserica, despre despre esența umană. Uh -huh. Preoții spun că spovedanie este o curățare a sufletului uh, și știu că deseori când mergem la biserică ni se recomandă ca să la fiecare din posturile de peste an să ne mărturisim și să ne spovedim, uh, uh, să ne împărtășim. Uh, Spuneți-mi, foarte mulți lasă pe ultima această perioadă, înainte de parț să se dacă mai împărtășească. vine ultima, dacă mai vin. Uh, din câte știu eu, bunica mi-a spus că în, ultim, în această săptămână mare nu prea este bine să mergi la împărtășanie. E bine întotdeauna. Aici, aici puteți să ne spuneți? E bine întotdeauna, dar mă rog, cei care-s harnici și ceilalți îi consideră mai lenești, știți? Dar este bine întotdeauna să vii. Uh -huh. Mai bine mai târziu decât niciodată. Am de să câte fac... de ori pe an se poate de... Să să am să fac părtășie. referință la, la, la a treia oară, la înțelepciunea străbunilor, care zice digam et animam levavi, străbunii noștri latini. Am zis și mi-am ușurat sufletul meu. Asta se referă la mărturisire, la spovedanie. Ai ceva greu pe suflet și în sufletul. Deci, conștiința este vocea lui Dumnezeu un om. Și îi spune omului ce este bine și rău, da? Altfel, tâlharul altfel, s-ar duce ziua, dar să duce noaptea. că știi, e conștient ce face dar face că e fiul întunericului, cum zice biserica. Și atunci s -s -s sufletul nu se spală cu săpun și cu detergent, ne dăm uh -huh. din seama. Se spală cu spovedanie. Da, te-ai ai spus la un prieten, te-a compătimit, dar nu-ți dă dezlegare. Dezlegarea o primești la administratorul Sfintelor Taine, care este preotul și eu mai fac o comparație ca să înțeleagă lumea mai bine. Scriu ce la o instanță, da? Uh -huh. Și directorul este capabil sau incapabil. Ți-a pus stampila cu tema de stat, autoritatea supremă și ai primit satisfacție juridică deplină pe cererea ta. Așa este cererea de iertare a păcatelor la spovedanie. Uh -huh. Și este cerere către Dumnezeu. Și preotul care este vrednic sau nevrednic de lemn sau de aur, Dumnezeu știe, oricum el este administratorul Sfintelor Tani, pe cuvânt Sfântul Apostol Pavel. Ți-a dat dezlegarea cu autoritatea suprema a Sfintei Treimi și tu te-ai dus curățit, ușurat, tu poți să începi de la zero, tu poți să începi de la foaie curată, tu poți să începi 180 de grade de viața ta și atunci aici este o, fereastră de speranță, o fereastră de scăpare, care ne una. Mărturisia nu a, neapărat ține din părtașani, mărturisia este ori și când digam et animam levave. Ai uh -huh. spus și ți-ai ușurat sufletul său. Nu ți au spus, în ce au spus vrea aceasta, însă biserica aceasta întărește și, la modul cel mai real, se dezleagă cele spuse. Prin sinceritate și prin pocăință se îndreptează. Că și noi procedăm așa cu fiii noștri și așa procedează Dumnezeu, fiule fiică, cât de câte ori ai căzut scoală-te și deci în această săptămână până la urmă Se poate de dus la împărtășanie se poate, da, și noi ne împărtășem În orice zi, avem Trei liturghii, deci Joi, sâmbătă și duminică În săptămâna aceasta, da uh -huh. Noi mai facem una la Costești la ora 5, miercuri, înaintea sfințită dar lor înainte de Sfințite, dar asta depinde de biserică locală. Deci, de trei ori putem să ne împărtășim în această săptămână Saptămână. și nu este niciun impediment și nu este nicio rușine. Uh -huh. Cum adică? Dar uh, lumea, dacă îi judică că, uite, eu am fost harnic și m-am împărtășit, dar asta, uite, a venit la urmă și încep să iei timp. Da, se, lume, sunt așa judecări, lume, judecări. lume, soră, uh, lume uh, da, da, dar nu trebuie să ne luăm chiar după folclor. Uh -huh. Vreau să mai vorbim, pentru că a rămas 10 minute, despre datele recensământului populației și al locuințelor, unde se spune că 97% dintre moldoveni s-au declarat ortodoxi. Aici, cum vedeți? M-am mirat și eu. Da, cum păi, vedeți, știți ce s-au declarat a fi ortodox și sunt și vin, iată dumneavoastră primiți zilnic, da. bine, datele sunt făcute din 2014. Ei, uh, cum da. este uh, realitatea cu cei ce s-au declarat moldoveni? Păi, statisticile, da, ar fi însemnat ceva dacă ar fi absolut obiective, dar este mult factor subiectiv aici, mai ales că sunt și vechi. M-am mirat și eu, de unde a crescut numărul ortodoxilor de la noi? 3,6 la 97,3 96,68 da. uh -huh. când a crescut corupția ni mai văzut în țara asta, da? Au uh -huh. crescut ortodoxii? Cine știe? Să declară oamenii ca tradiții că a fost bunicul, sunt și eu, dar nu știi dacă face ce a făcut bunicul, știți? Și la ora, la ora aceasta biserica nu, nu umblă cu contabilități. Nici Dumnezeu nu măsoară cu contabilități. Relația omului dar cu Dumnezeu sunt este... Sunt oameni în biserică. O în de, păi este relație... De, Dumnezeu ia prin calitate, nu prin cantitate, da? Vine, o văd, și pune două lepte, exemplu clasic, da? Și vin bogătași și își pun din resturi, da? Uh -huh. Hai că pun și eu... Pune sumă mare, dar din rest. Și ea pune tot ce a avut. Și Dumnezeu, le-a zis apostolul, cea mai mult a pus ea. Deci Dumnezeu măsoară cu calitatea, nu cu cantitatea. Și cantitatea asta, că suntem prin tradiții, nu știu, da, ghisorile de ce sunt pline, nu din noi, dar oare corupția care a crescut la măsuri imaginabile și a pătruns în măduvă și a mucegăit întreaga societate din putrefacție, oare asta arată că a crescut numărul. Rog. Să declară, declară, ca tradiție, ca cultură, unii înțeleg treaba asta. A, nu, nu, dar ca, ca urmă, esență de ca trăire, estență. ca uh -huh. esență de trăire, nu știu ce procent aș da, nu mă încumet. Te-ai mirat dacă o fi 20%. Uh -huh. De creștini deci, autentici. Așa diferență, așa diferență, de creștini autentici. Păi, dar nu uităm cum umblă lumea la biserică. Știți, este nucleul care, când spune crezul, cu tremuri păreți, puterea nucleară a bisericii, da? Și sunt cei care vin odat pe an, uh, așa, și când zici crezul, este o mână atrofiată, amorțită, așa, pe nu pot zice. Uh -huh. Da, dreptul botezului de dreptul să să împărtășească. Dar dacă nu umblă la adunarea credincioșilor, ă, te-ai ce parte au ei cu Înțelegeți? Și aici aș vrea să vorbesc și despre faptul că în rândurile tinerilor acum a apărut acest joc care a făcut și victime. Ai Biserica aici, care ce vede? Cum ar fi trebuit să discute cu tinerii? Sau ce ar fi trebuit să se întâmple ca să. Nu este o vină și a bisericii pentru că se întâmplă acest Probabil că da, fiindcă trebuie să vorbim cu tinerii pe înțelesul lor, trebuie să fim mai des printre ei. Mi-a dat Dumnezeu această ocazie și am fost chiar atât uh -huh. în postul acesta, am fost la 15 școli în Raiul Sangerii și am mai fost la Rezina. În practica mea am la vreo 700 de întâlniri cu tinerii și ei așteaptă, ei au nevoie. Ei, ei ar respira cu aceasta. Și iată, nimeni nu le dă această speranță, nimeni nu le spune despre exemplul lui Petru care s-a pocăit și a primit uh, uh, Raiul. Și alt exemplu, Iuda care, care a, a ignorat totul și s-a dus, s-a spânzurat. Apropo de sinucidere, da? Uh -huh. Asta e partea lui Iuda. Și atunci când copilașul nu are suport, nu i s-a dat lui nici de la părinți, nici de la societate, nici de la școală, un suport, un credu, măcar crezul nostru care îi dă optimism, așteptă învierea, nu mă tem de nimic, mă tem uh -huh. de păcat și de nimic mai mult. Și atunci el are un punct de sprijin. Nu place așa cu un porumbel să-și caute de asta și să lovească de părescă că nu știi direcția, da? Și dacă are un punct de sprijin, deja are și un optimist și are motivație asta de viață. Dar dacă nu are aceasta, sufletul lui se prăbușește și el își pune capăt zilor. Și această statistică mai văzută, acum este la noi când s-a văzut ca copiii știți să-și pun capăt vieții, da? Deci sunt viața... consecințele sărăciei și a lipsei cu, uh, nucleului familiei la noi. Nu... Este o unealtă drăcească treaba asta cu balena albastră și alte care mai apar după ea, apropo, este o tentație a infernului de a, de a repi tot ce e mai frumos și mai tânăr și mai de perspectivă în genul uman. Biserica își spune cuvântul, dar biserica nu poate să-l să, ia, să aducă cu deasii la, la liturghie sau să-l aducă la predică sau să meargă cu deasila la în școală în moment, în măsura în care se poate. Acum, slavă Domnul, că se poate, dar trebuie să ne mișcăm, nu? Să le dăm speranța de viață. Și dacă le dai speranța de viață, dar și exemplu propriu, fiindcă ei când văd și crește în jur asta și cum, e. și cum se declară, dar cum se procedează, în contrast e extraordinar. Da, în asta avem, avem re... în toate, nivele. no, la toate nivelele. Îi prăbușește deoarece ei sunt mari. maximaliști, să este maximalistă. Adică el vede sau alb sau negru, nu mai vede nuanțele. Cu timpul omul începe să începe să leagă nuanțele. Dar speranța vieții se dă în biserică. Noi vorbim mereu despre viață. Noi vorbim despre viestea cea bună, că moartea nu are putere absolută. Și că marturii au văzut acest lucru și au mers la moarte pentru declarația acestui adevăr. Apostolii și urmașii lor. Și dacă li se dă doar filme de groază, li se dă filme de violență și cine a luat vreo măsură cu programele de violență care se dau prin filme și prin alte uh -huh. modalități, da? Ne mai vorbim de internet care nu este rău, este un instrument, trebuie să fie folosit frumos. Dar vedeți că toate filmele de violență și toate astea, cine, cine se răscoală din parlament asta asupra programelor acelor sau să le închidă sau știu eu. Și îi hrănește cu violență și cu fatalism din ăsta Adică le prăbușește sufletul într-o prăpastă, într-un neant, răpindu-le speranța de viață. Biserica dăruiește speranță de viață. Speranță vie. Dar nu poate forța. Deci este și... Cheamă. Politicii ar fi trebuit să-și ia o... Părinții, Părinții, pedagogii. pedagogii, școală, da? Politicienii... Prin programe, Dumnezeu. prin, prin schimbare. Bine, aici intrăm într-o discuție care nu se duce la noi. La tre -la trebuie, trebuie să fie, să fie avem un om care se sacrifică pentru ce a venit să facă, da? Și vedem inversul, rău, nu toți, probabil. Sunt oameni decenți, sunt oameni de preț și în lumea politică observăm, chiar dacă nu vreau să dau nume sau să fac eu verdictic. poate să greșesc precum și în preoțimii suntem și așa și mai pe așa și cu frică da, Dumnezeu și mai... Diferența este mare farisei. dintre omul care a fost votat pentru a veni în Parlament și a uh, face niște e. pe este care politi... le-a promis după aceea se da. începe traseismul politic, pleacă uh. și în altă parte cu totul și uite de oamenii care l-au votat și l-au avut încredere în asta el. Asta este sinonim cu fariseismul care l-a înfruntat pe Hristos tot timpul cât a fost printre oameni, farisei l-au înfruntat. Cei care se dădeau apărătorii poporului și învățătorii și care de fapt erau cei care se foloseau de popor. Asta este categoria. Și fariseismul ăsta se, și în lumea politică de, de fel. Și traseismul ăsta din colo în coace, când tu doctrină, dar nu mai ai nicio doctrină dacă, dacă partidul trebuie să de exact. Și în general, partidele care sunt parte în diferite opinii nu le expun așa în mod pașnic, dar în mod agresiv și dispersează țara, familia, localitatea, orice dispersează. Dar dispersând, țara dizbinată se pustiește, spune Sfânta Scriptură. Și observăm pe practica țării noastre. Deci trebuie cumva să găsim un model de unitate. Dar ce nici. Coloana vertebrală este în istorie doar biserica. Nu găsim altceva la poporul nostru. Toate s-au spulberat. Și se vor spulbera. La și moment, cei care vorbesc de prosperitate la stau la închisori. Da? La moment în Republica Moldova, la situația în care suntem noi, cam o coloana tragică, coloană vertebrală. Coloană este vertebrală care a stat 20 de sute de ani și stă și va mai sta până la sfârșit. Și, de fapt, poporul înțelege că la, la sondajele sociale văd că biserica mai stă pe primul. Da. Biserica Dar Catare, e. nu personalități da, de alte noi sau mai știu mm -hmm. că nu Reprezentăm noi biserică. Biserica este trupul tanic al lui Hristos, pe care nu o poate controla nimeni. Și, în general, nu poate nimeni controla nimic când vin hackerii și rup toate sistemele de apărare. <gântu -i> nu mai <gântu -i> psalmul 90. Este securitatea noastră. Recomand la toți. Mai avem un minut, vreau să ne spuneți câte ceva despre centrul dumneavoastră de creație, că știu că faceți lucruri frumoase acolo în Costești și foarte multă lume spune... Vă invităm, spune... Da, da, pe oricine. Ce, ce noutăți aveți și a, ce... Avem un centru de creație care lucrează sub ezida bisericii noastre, de 10 ani de zile, la, în, în, septembrie minește 10 ani de zile, sunt Filare cele Rostiv, în tangență cu Filocalia, asociației caritative pe care a format-o soția mea și avem acolo voluntari, ei vin pe site-ul nostru filocalia.md, am avut din Japonia vreo trei, din America, din Polonia, din Spania ar să exemplu și foarte colaborează să în lucruri frumoase lucruri În lucruri frumoase de, de ajutor social De solidaritate umană cu bătrânii Cu tinerii, de lucruri frumoase ce confecționează ei Am fost cu ei în Ucraina, în România Uh, am trimis lucrări și prin Slovenia și ei uh, au crescut acolo. Avem cadre de profesori care de acum au pictat în Polonia, uh -huh. au pictat în New York și acum la Padova. Vedeți la Padova diaspora noastră uh -huh. ce a pictat Alexei Luca de la noi, de la da? centru. Uh -huh. 200 de metri patrați că au venit acolo și televiziunea din Padova și pictori italieni și de acum nu mai știu cum să ne-l furi. A făcut 200 de metri patrați cu toate poveștile lui Crangă, cu Ștefan cel Mare, cu, cu, un bace acolo cu familie <gânt> și cu toate cele patru anotimpuri, când vin ai noștri și plâng acolo. Da. Știu că costeneștii vorbesc, că oamenii din costești păi vorbesc nu grafite care să se face pe păreți, să murdărești toți pereții, dar lucruri frumoase facem noi. Vă doresc și în continuare și să ia, exemplu și alte sate, alte localități. Vă invităm la noi, oricând. A, a, despre această activitate a centrului dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult și puteți... Uh, Sărbători fericiți la, fi, la final, ambiat. la final să vă adresați înoreașilor. Uh, păi, care ar fi adresarea uh, care nu se învechește niciodată? Aici, Hristos s-a înviat. Adevărat, a înviat. Asta. Bine, mulțumesc tare mult. Mulțumim. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc o seară frumoasă să aveți. Vă aștept joi la 20.30 la Accent TV, la emisiunea Intersecție Reme. La revedere.